Bună ziua, recepție. Sunt Gabriela Firea, primar general. Vă rog să fiți atenți pentru că vom adresa câteva întrebări punctuale. Aici recepție. Spuneți, doamna Firea. Vă rog să-mi spuneți fiecare sector în parte, în momentele următoare, care este gradul de intervenție pe străzile secundare. Începem cu sectorul 1. Doamna Firea, în sectorul 1 totul este sub control. Am descărcat până acum 5 tiruri de pinguini. Urmează să mai descărcăm încă 12 tiruri care sunt pe drum. Singura problemă ar fi că de 3 ori nu mai ninge. Sectorul 2, aceeași întrebare, grad de intervenție pe străzile secundare. În sectorul 2 se circulă foarte bine cu schiurile, iar în maxim o oră vom da drumul la telegondolă pentru cetățenii care vor să ajungă la piața Obor. Mulțumesc. La sectorul 3, care este gradul de intervenție? Da, din păcate, sectorul 3, pe pârtia din Vitan, doi urși care se jucau cu sania s-au ciocnit și și-a rupt muia. Sectorul 4, care este procentul de intervenție pe străzile laterale? Doamna Firea, în sectorul 4, vești bune, se adună foarte mulți turiști din zona montană, iar senzația zilei este Delia, care face, bineînțeles, cazemate kilometri. Mulțumesc. Sectorul 5, grad de intervenție pe străzile secundare la acest moment? În sectorul 5 au fost aduși peste 34 de ren, doamna Firea, dar din păcate aceștia au dispărut. Important este că în sectorul 5, în zona ferentare, miroase a grătare acolo, doamna Firea, să vinți dumneavoastră. Sectorul 6, grad de intervenție pe străzile secundare? Doamna Firea, în sectorul 6 nu a nins. N-au plătit taxe, n-au zăpadă. Cu mine chiar nu e de joacă. Noi dăm acum un test în fața cetățenilor. I'm in love with a car.